Noi am avut săptămâna aceasta, la începutul săptămânii, am avut o masă rotundă la Uniunea Scriitorilor, au participat peste 50 de asociații non-guvernamentale, deci noi am pledat pentru depolitizarea societății civile, pentru că cei care la forumul civic vorbesc în numele societății civile sunt șefi de partide sau au asociații care sunt subordonate partidelor. Iată, domnul Țăranu zâmbește acolo, dar el a spus primul lucru ăsta. Noastră, primul ați atras atenția, că nu poate să ne reprezinte cineva care reprezintă, de fapt, niște partide. Și acolo s-a propus următorul lucru. Ca Bătrâncea, cel care a sfâșiat în Parlament Harta României Mari, să fie declarat ticălosul anului. Și eu am spus că concurența este prea mare, că sunt și alții care trebuie să facă parte din... Dar noi trebuie să vorbim, să-i punem... Să-i punem fotografia pe garduri, în presă, și să scriem pe garduri, scuipați aici. Să-l cunoască lumea, adică să descurajăm ticăloșii care vin în politică.